Moldova Gaz amenință termocomul cu sistarea livrării de gaze. În scrisoarea de avertizare trimisă de Moldova Gaz gestionarului de agent termic se arată că termocom are datorii de 41 de milioane de lei față de furnizorul de gaze. Astfel, potrivit înștiințării, mai multe cazangerii ar urma să fie debranșate de la gaz. În consecință, o parte din blocurile din Chișinău, dar și din suburbii, ar putea rămâne fără căldură. Directorul termocom spune că nu înțelege motivul unei astfel de avertizări, mai ales că plățile se efectuează în mod regulat. Noi le-am dat răspuns la demnitarii la Chișinău Gaz, că ne-am achitat cu gazul pe luna octombrie complet și azi, mâine, ne achităm și pe luna noiembrie. Eu gândesc că asta a fost așa, știți, o urătură înainte de anul nou. Mai mult de jumătate din datoriile pe care le are Termocom față de Moldova Gaz sunt pe luna decembrie, iar populația va primi facturile pentru această lună abia în ianuarie. Apare întrebarea firească, cum poate să plătească Termocom pentru gazul consumat atâta timp cât facturile nu au fost transmise la cetățeni. Primarul general a solicitat Termocomului ca pentru anul 2011 să fie revizuite condițiile de achitare a serviciilor către Moldova Gaz, în așa fel încât să nu mai apară astfel de neînțelegeri. Chirtoacă a mai cerut gestionarului de căldură să nu fie deconectat niciun bloc de la agentul termic pe timp de iarnă. Potrivit Termocom, în prezent, toate cazangeriile lucrează în regim normal.